Simona Halep a pierdut în primul meci după un an și jumătate, dar a cucerit inimile spectatorilor de la Miami. Românca a fost învinsă în 3 seturi de fostul număr 2 mondial, spanioloica Paula Badosa. Iar Simona Halep a avut un start perfect de meci și a câștigat categoric primul set, dar a acuzat ulterior probleme fizice. În ciuda înfrângerii, a fost elogiată pentru prestația ei de presa internațională. Ne-a fost dor de zâmbetul Simonei, au titrat jurnaliștii de la Sky News. Simona Halep a fost primită ca o eroină la Miami la primul meci oficial după 568 de zile. Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a fost susținută în Statele Unite de sute de români, iar spectatorii nu au fost deloc dezamăgiți de prestația ei. Simona a început în forță meciul cu Paula Badosa și a câștigat categoric primul set. Oh, she sealed it in style. Oh, and there's the trademark celebration. What a first set for Simona Halep. Cele aproape 600 de zile de pauză forțată și-au arătat însă efectele pentru Simona. Românca a avut probleme fizice în setul 2, pe care l-a pierdut cu 6-4. În ciuda accidentării, Halep a continuat să lupte și în setul decisiv. Badosa a fost însă mai bună pe final și s-a impus cu 6-3. Well, it wasn't to be the fairy tale return for Halep, but that is a brilliant win for Badosa. Simona a fost lăudată pentru prestația ei din primul meci oficial de la revenirea pe teren. Pentru prezența în primul tur de la Miami, românca va primi un cec de $23.250 și 10 puncte WTA.